Salutare și bine ați venit în bucătăria mea! Avem astăzi o rețetă foarte, foarte delicioasă. Ciocolată de casă. Este cumva o rețetă pe care eu am îndrăgit-o extraordinar de mult atunci când am fost mică și am tot făcut-o și am tot făcut-o până când a venit momentul să o fac copiilor mei și, într-adevăr, ei sunt foarte, foarte fericiți atunci când le fac ciocolată de casă. Ca și ingrediente aveți nevoie de 500 de grame de lapte praf. Eu folosesc acest lapte praf de la Dr. Oetker. Nu este bun laptele praf de la bebeluș, să ne înțelegem, da? Deci un lapte praf pentru prăjituri. Acesta este foarte ok, are 26% grăsime, este integral și îl găsiți în Mega Image, Lidl, cred că îl găsiți și în Carrefour, adică cam toate magazinele au Dr. Oetker. Apoi, avem nevoie de 500 de grame de zahăr, 200 de grame de unt, chiar nu contează cât de gras este. Dacă doriți să puneți nucă, aceasta este auxiliar. Dacă doriți să puneți cocos, la fel, este auxiliar. Mai avem nevoie de 3 linguri de cacao și 100 de grame de apă. Ei bine, cum facem toată această ciocolată, acest lucru minunat? Avem nevoie de o oală, vom pune apa cu zahărul la topit, după care voi adăuga untul. După ce se topește untul, voi adăuga cacaoa, da? Dar o voi pudra pentru a nu fi cocoloase în apa respectivă. Apoi voi opri focul și voi adăuga laptele praf deodată, deci nu îl punem pe rând strecurat sau ceva. Îl punem deodată și amestecăm energic. Ne trebuie o tavă, punem în tavă ciocolata și apoi amestecăm cu nucă, cu cocos, cu fistic, cu alune de pădure sau cu orice doriți dumneavoastră. E foarte important ca ciocolata să stea la temperatura camerei pentru a se întări, nu în frigider pentru că va deveni foarte cleioasă, iar dacă o lăsați la cald, va fi foarte moale. Deci la temperatura camerei, undeva la un 18-19 grade. Haideți să începem! Acum o să începem să facem ciocolata de casă. Ne trebuie mai întâi apa, o vărsăm pe toată. Un pahar de zahăr tot, adică două pahare. Și a doilea. Perfect. Și acum acest amestec va trece direct pe aragaz. Și lăsăm zahărul să se topească, după care adăugăm untul. Mulțumesc, copii! După ce s-a topit zahărul, am adăugat și untul. 200 de grame de unt. Îl lăsăm la topit foarte, foarte bine. După care adăugăm cacaoa și adăugăm și laptele praf. Și avem deja amestecul, avem lichidul. În acest lichid fierbinte vin cu cacaoa pe care o strecor cu o strecurătoare. Eu asta am găsit-o acum la îndemână, mai mică. Vedeți că are din astea cocoloașe și n-aș fi vrut să mănânc ciocolată cu cocoloașe. Cred că țineți minte rețeta aia sau reclama, de fapt, cu Milka aerată. E, așa vrem și noi să ne iasă rețeta aerată. Așa. Amestecăm. Sonia, mă ajut, tu te rog. Nu amesteca. Punem, te rog frumos, tot laptele praf deodată. Ok, da? Tot. Tot. Ok, primește bine, nu? Ok, dă-te repede la o parte ca să amestecăm energic. Fugi! Gata. Ok, și acum amestecăm energic toată treaba asta pentru a se incorpora laptele praf, cacaoa și amestecul lichid. Deci miroase, știți cum? Lasă degețele, că îți dau oala să mănânci cu totul, să o lingi. Așa. Vedeți cum ce reacție e deja? Deci cam așa arată conținutul de ciocolată. Închide gura. Și acum o voi pune în această tavă. Stai, Sonia. O să pun eu? Nu, mami, că trebuie să o întind.
Deci, fie, puneți deodată nucă, da? Eu o să pun așa, nucă, la jos pe tavă, cam atât. Voi pune cocos. Cam atât. Aș fi putut să amestec ciocolata cu cocosul, cu nuca, după aia să o torn. Mi se pare prea complicat. Și o parte o voi lăsa goală. Și acum, pentru că se întărește destul de repede, încep să torn. Arată bine și miroase extraordinar de bine. Asta este desertul copilăriei mele. Asta este desertul copilăriei copiilor mei. Și este o rețetă pe care o fac de Crăciun, de Revelion, de Paște. Adică este dulcele la pe care îl aștepți și aștepți cu drag sărbătorile pentru acest desert. Deci vă zic că îmi lasă gura. Îți dau. Îți pregătești lucra, da? Și acum, ușor, începem să întindem ciocolata pe această tavă. Până ajungem să o întindem pe toată și o lăsăm să se odihnească, să se răcească câteva ore. Pentru a o întinde mai bine, folosiți mâinile. M-am spălat foarte bine pe mâina și folosesc mâinile pentru că ea este destul de lichidă. De fapt, e între lichidă și cremoasă și se întinde mult mai ușor decât dacă aș folosi o spatulă. Și o întind foarte bine pentru a se așeza. Vin cu, se numește la voi, de la mine se numește, se cheamă melesteu ăsta, chiar nu știu cum se zice în București, și o întind foarte, foarte bine. Aranjez ciocolata. Nu se taie acum, se lasă la temperatura camerei să să se întărească. După care, după ce se întărește, putem să o tăiem și, credeți-mă pe cuvânt, este un desert extraordinar de bun, făcut în casă, copiii îl adoră, rezistă undeva, cred că aproape, nu știu, eu am ținut-o și 10 zile fără nicio problemă. Se poate păstra într-o cutie, se poate păstra în frigider, oriunde vreți voi. Poftă bună! Faceți voi aici? Lingem tava. Lingeți tava? E bună ciocolata? E bună. Ce face Mir? Bine. Bine. Și bijou vrea. Bijou vrei și tu? I-am dat, dar nu.